Regia, rog camera mai aproape. Zamă. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la farfuria lui Exarhu, adică a mea. Suntem în Făgăraș, urmărim turul României și ne dăm seama că e cazul să cam ieșim din acest oraș. Dar nu ieșim înainte de a mânca o ciorbică bună de picioci, o zamă de picioci, o afumătură cu scăricică, pentru că se știe ciorba cu muz, poate ciolanul, gustul. Rămâneți cu mine ca să aflați cum se face. Căricică, ciolan, ce vânăm în ziua aia? Asta se folosește la zamă. Feliuțe ardelenești. Cam așa arată o feliuță ardelenească. Dacă e cu os, e mai bine. Mâncarea e mai gustos, cum se spune. Am încins un pic de ulei aici. Lucrăm pe fontă, pe greutate, da? Ceapă. Hai că mai și speriat. Înmuiem ceapa și după aceea o să punem carne. Ceapa s-a înmuiat și știm că ăsta e momentul să schimbăm genul de sfârâială. Punem bucățile de carne. Bun, voi puteți să le tăiați și mai mici. Mie îmi place mai mult să văd bucățile astea mari, plus că se fierbă altfel, rămân cu altfel de consistență. E mai gustoasă și după mine mai ardelenească, e mai masivă, mai maestuoasă găteala. Carnea s-a rumenit foarte frumos și miroase foarte bine aici. Aruncăm și usturoiul ăsta. După felul vostru de a fi, nu e neapărat o obișnuință în bucătăria asta maestuoasă, semisăsească, ardelenească, dar merge niște usturoi, zic eu, în compoziția asta și, da, seamănă cu altceva. Două frunze de dafin, se pune mult dafin la mâncarea asta. Apă. Și le fierbem încetişor până când mi se pare că și viața, dar și zeama are gust. Regia, rog camera mai aproape. Zamă. Și acum să continuăm. Cartofi. Fierbem un pic, dar nu cât să-i facem zob. Și acum ne pregătim să facem liaisonul, care înseamnă ouă, un pic de sare, un pic de piper. Treptat o să integrăm smântâna. Și tot așa până când e gata liaisonul. Arată bine, miroase bine. Ar trebui să o acrim și o să o acrim cu oțet în care s-a murat tarhon. Punem puțin câte puțin, amestecăm și gustăm. Și ne gândim că mai avem și tarhon murat, pe care de asemenea putem să-l punem în această fază. Sau, uite, îl integrăm aici, în liaison. Puțin câte puțin, să nu facem scrambled eggs. Da, probabil că ați mai văzut asta. Și acum, luăm de aici și punem aici. Piciocii sunt fermi. Șmecheria asta am văzut-o la o familie din Făgăraș, unde am învățat de altfel să și cosesc. Ei fac asta, unii spun că, că cine știe, că poate nu iese bun, dar eu zic că iese bun. Unii zic că paprika prăjită se amăruie, nu neapărat. Tarhon, un pic de paprika. E și frumos. Doar așa, de că miroase frumos. Și chestia asta o să o punem noi frumos peste supă, ca să simțim și încă ceva în afară de ce avem de obicei. Tarhon, afumătură, ceapă, picioci. Acum ne ducem direct în farfurie. Cam asta e zama, ăsta e tarhonul. Proaspăt, verde, parfumat. Și această șmecherie învățată de la familia Pop.
Ne uităm cu umilință, pentru că dacă privim farfuria de aici, suntem ca oamenii din Făgăraș care privesc culmile înzăpezite ale munților cu același nume. Așadar, o zeamă maestuoasă, zeamă de scăricică și picioci. E o scăricică pe care urci spre Plutonul Fruntaș. Rămâneți cu noi, pedalăm mai departe, poftă bună la masă!